6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Ministrul Comunicațiilor, domnul Șianu, se pregătește să dea toată piața certificatelor digitale din România lui Tiberiu Urdăreanu. Dezvăluiri. Ungurii Tărescu avea numele de cod Manole și redarea poartei securității despre diplomații americani și britanici la București. Analize. Făcea parte din un grup, așa numit un grup de la Trocadero. Adrian Stase, Adrian Severin, Victor Babiuc, Ion Mircea Pașcu. Declarațiile zilei. Vorbiți în spațiu public despre dublarea salariilor. Comentate în direct de cei mai implicați. Dacă de ceva unde? Haideți. În sfârșit, victorie! Toc B1 cu Nadia Ciurlin. Dacă legea grațierii în forma inițială a scos sute de mii de oameni intrate, va fi mai dură. Nu cumva dăm țara peste cap. De luni până vineri, de la ora 21, pe B1 TV. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Dumitru Iliescu, fostul șef SPP din vremea lui Ion Iliescu, a reușit să-i uluiască astăzi pe membrii Comisiei de Anchetă a alegerilor prezidențiale din 2009, după ce a povestit lucruri absolut incredibile. O să auziți și dumneavoastră declarațiile în această seară. Vorbește Dumitru Iliescu despre faptul că marile afaceri din România cu cele mai mari prejudicii au fost făcute cu știința șefilor din servicii, care mai mult decât atât luau comisioane și își cumpărau bunuri sau plecau în vacanțe în străinătate. Șefii ANAF de asemenea erau puși tot de către serviciile secrete pentru a avea control asupra firmelor. Petre Tobă de asemenea a fost pus ca șef al Poliției Române tot la indicația lui serviciilor, șefilor din servicii și de asemenea Oprea a fost impus la Ministerul de Interne tot de șefii din Serviciul Român de Informații, mai exact domnul Maier și domnul Coldea. O să auziți declarațiile pentru că astăzi toată lumea din Comisia de Anchetă a Alegerilor Prezidențiale era uluită. O să vorbim și despre acest personaj care are propriile probleme, dar asta nu înseamnă că trebuie să nu analizăm și aceste declarații extrem de grave, pentru că dacă se confirmă așa ceva, înseamnă că lucrurile sunt extrem, extrem de grave. O să discutăm în această seară și despre ultimele negocieri din PSD și din coaliția de guvernare, pentru că lucrurile nu stau deloc bine. Și așa cum v-am tot spus zilele acestea, domnul Dragnea l-ar vrea plecat pe Grindeanu, să vedem dacă îl convinge cu această metodă să-și dea demisia sau dacă se va forța în vreun fel plecarea acestui guvern. Mâine se va lua o decizie foarte importantă în Comitetul Executiv Național. O să analizăm lucrul ăsta și s-a mai întâmplat un lucru extrem de important. Astăzi dosarul Mineriadei trimis în judecată, Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Măgureanu, acuzați de crime împotriva umanității. Un moment istoric, am putea să spunem. Să vă prezint invitații mei de la această oră. Andrei Bădin de la Flux 24. Bună seara, Andrei, bine ai venit. Bună seara. Domnul Liviu Pop, senator PSD. Bună seara, domnule senator. Bună seara. Daniel Feneichiu, senator PNL. Bună seara, domnule senator. Și o să ni se alăture îndată și Florian Bichir, jurnalist. Haideți să începem cu acest subiect. Dumitru Iliescu, sau Mitică Iliescu, așa cum este el cunoscut în mediile acestea politice, un personaj extrem de influent, fostul șef SPP din vremea lui Ion Iliescu, s-a dus astăzi, a fost audiat. Și Cătălin Voicu a fost audiat astăzi și Gigi Nețoi, mai multe personaje, dar dintre toți, declarațiile pe care le-a făcut Dumitru Iliescu i-au lăsat cu gura căscată pe membrii comisiei. Ascultați ce spune în legătură cu marile afaceri care s-au făcut în România. Erau folosiți și oameni de afaceri sau societăți private asupra cărora serviciul avea controlul. Și de ce aveau nevoie ca să controleze instituțiile publice? Pentru că aceste licitații erau câștigate cu preponderență de cei care erau recomandați de către ei. Nu toate. Ar fi aberant să spun că toate licitațiile au fost. Nu, o parte din acestea și în special unele foarte importante. Pentru că din aceste afaceri sau aceste licitații veneau și comisioanele și pentru conducerea Serviciului Român de Informații și pentru conducerea altor structuri cu care Serviciul Român de Informații colabora. Din datele pe care le-am avut, n-a fost
să spunem, afacere mai mare în care statul să fie păgubit, în care cei de la conducerea Serviciului Român de Informații să nu fie implicați și prin faptul că cunoșteau de derularea acelor afaceri, iar din unele au primit și comisioanele respective. Adică din aceste afaceri s-au plimbat și prin străinătate cu oameni de afaceri, s-au dus și au cumpărat și bunuri, pentru că se obișnuiseră să trăiască la un nivel mai înalt. Fac o paranteză, la un moment dat domnul Maior nu mai convenea o barcă pe care o avea la ponton în Tulcea, în Delta, și a cumpărat o șalupă de 1.000.000 de euro. Rolul decisiv în această chestiune a fost conducerea Serviciului Român de Informații. Celelalte entități au participat într-un mod direct sau indirect, dar la solicitarea Serviciului Român de Informații. Nu întâmplător v-am spus că ei s-au implicat în numirea conducerii, de exemplu, la diverse instituții, poliție, DGIP și așa mai departe. Nu vă ascund faptul că domnul Tob a fost numit șeful Poliției Române la propunerea domnului Coldea. Că la ANAF, de exemplu, propunerile pentru conducerea ANAF-ului, dar și a celor cu funcții, multora cu funcții de execuție, au fost făcute la propunerea Serviciului Român de Informații. De ce vreau ANAF-ul? Pentru că prin ANAF controlau afacerile. Mie mi se pare foarte grav această declarație. Ce zice Andrei Bădin? Bine, aici sunt mai multe aspecte. În primul rând, probabil că domnul general Iliescu va trebui să-și probeze ceea ce spune cea mai mare parte dintre ele. Dar acum să fim sinceri, noi toți cred că am auzit de aceste lucruri la toate colțurile din București. Adică se vorbește. Public, cu voce tare, într-o comisie în Parlament. Serviciul economic al SRI-ului s-a vorbit de foarte mult timp, de când era condus de generalul Sorin Cosma, mai apoi și de ajunta sa, celebra doamnă Anaconda, care mai apoi a devenit șefa acoperiților din presă și ANAF, apropo de ANAF, că spunea domnul general Iliescu. Și de ANAF s-a mai vorbit când au fost trimis și așa acea liotă de ofițeri SRI la ANAF să ia controlul și să facă tot felul de lucruri. De licitații s-a vorbit, de comisioane, de firme acoperite, care sunt sprijinite de băieții ăștia. De Tobă știam că e prieten cu domnul Coldea de mai de mult timp. Nu e un secret pe care îl spune domnul Iliescu astăzi. Dar în acest caz ar trebui să avem o comisie serioasă parlamentară care se ocupă de acest lucru. Ori această comisie, ca și celelalte dinainte de altfel, nu se ocupă de absolut nimic. Barca asta care domnul Maior avea 1.000.000 de euro în Delta, mai auzit pe una alta, era domnul Vântu înainte care plimba pe ăștia de la SRI prin Delta. Nu, da, apropo de comisie, există această comisie de control SRI. Așa. Bănuiesc că acolo ar trebui analizate lucrurile astea. Eu l-am contactat pe domnul Țuțuianu, din păcate zice că n-are timp să intre în emisiune să explice. Ăștia fac pe ei când Dar mie mi se pare foarte important, adică dacă e comisia de control a SRI și domnul Țuțuianu a fost în această comisie alături de domnul Daniel Fenechiu, da? Și-a auzit aceste declarații. Nu credeți că merită totuși o anchetă? Cum adică toate tunurile care s-au dat statului român au fost făcute cu știința SRI? Dar povestea un fost ofițer SRI de rang înalt de niște sacoșe cu bani, cu euro, luate din una din cele mai mari privatizări din România și rebranduire, mă refer la Compania Națională de Telecomunicații, unde tot la fel PR au fost dat unei firme care îi face și domnul Cuvești și SRI-ul imaginea. Deci toți băieții ăștia sunt. Ca să nu mai vorbim, de doamna Nicola mă refer. Adică lucru e foarte cunoscut. Dar, domnule, să ia să le cerceteze. Dar, după cum am văzut ieri în Parlament, domnul Maior m-a reumplit și le zice la aia ieri în comisie, culcat, bă! Și ce și culcau. Adică... Da, domnule Daniel Fenechiu, ați fost în această comisie, i-ați adresat și întrebări domnului Dumitru Iliescu. Am văzut că toată lumea era uluită, inclusiv domnul Țuțuianu, de ce auzeau acolo. Sigur, omul are niște probleme, putem să-l punem sub semnul întrebării, dar aceste declarații nu poți să le pui așa la coșul de gunoi fără să le verifici. Hai să vedem dacă e așa. Nu. Vedeți, dumneavoastră, chiar a fost o discuție pe această temă. La un moment dat a fost întrebat domnul Iliescu, cu domnul general. Bine, frumos, toate bune și frumoase, domnule, dar pe lângă ceea ce ne spuneți, puteți să aduceți o minimă dovadă despre unele din lucrurile respective. La care domnul Iliescu, foarte amuzat,
ne spune: păi domne, eu am înțeles că m-ați chemat aici în calitate de martor. Păi domne, eu așa am învățat că nu martorii trebuie să probeze, ci părțile. Martorii spun sub jurământ și treaba probei altora, da? Deci eu vă spun doar adevărul. Deci domnul Iliescu ne-a spus versiunea domniei sale, da? La ce ne-a spus n-a adus nici măcar o dovadă. Ok, e greu să dovedești tu că, domne, capii unui serviciu de inteligență sau capii ANAF-ului luau șpagă la nu știu câte privatizări. Ce dovadă a adus Dan Andronic, de exemplu, că doamna Chiuveș a fost în casă la Oprea? Păi nu. Și totuși a făcut această anchetă. Avem o probă directă, Daniele. O mărturie făcută de șeful unei companii din domeniul armamentului. Apare pe lumea justiției. A depus omul la DNA. Cum SRI-ul, doi generali, fost domnul general Coldea și actualul adjunct domnul Voinescu, sunt implicați în trafic de armament și comisioane? Omul spune cu numele lui. Nu, nu, bine, nu, stai puțin. Noi aici vorbim de declarațiile domnului Iliescu. Păi sunt legate, și o să vă răspund la întrebare. Dan Andronic a relatat o întâmplare la care a participat. Și a spus așa: domne, am fost acolo, în afara mea erau XYZ și aveai cui să-i pui întrebări. Domnul Iliescu vine și ne spune: domne, s-a furat în țara asta. Au luat șpăci ca păi să facă vânzări. A zis ceva de barca de 1 milion de euro a domnului Maior. Hai să verificăm informația asta. Avea sau nu avea? Folosea sau nu folosea? Că bănuiesc că nu se ducea noaptea. Din punctul ăsta de vedere, ce putem face următorul lucru? Primul lucru, trebuie să vedem în declarația de avere a domnului Maior dacă are o barcă. Bun. Și dacă nu are o barcă, trebuie să ne... Cine va fi interesat să documenteze povestea asta, o să-i ceară păi niște detalii. Păi am documentat eu BMW-ul lui Col, dacă era în funcție. Deci luase un BMW roșu. În folosință, roșu, ultimul gând. Mi-aduc aminte. Așa, care nu era în declarația de dorință, dăduse cineva. Și de ce firma respectivă i-a dat prima adjuntului SRI o mașină de 150.000 de euro? Este foarte bine să fim foarte prudenți și foarte atenți la tot ce se declară în spațiu public. Dar... de la faptul că Andronic a făcut o declarație care a declanșat o comisie parlamentară, până la orice declarație pe care o face oricine și nu vine cu nimic în susținerea ei, e o cale lungă. Dar stai puțin, mie mi se par niște afirmații extrem de grave, doar dacă ești nebun, scăpat de la Bălăceanca, te duci în comisia parlamentară să spui așa ceva, fără să fie adevărat. Domnul senator, dacă ei nu au auzit de poveștile astea, vorbindu-se... Haideți că o avem la telefon pe doamna Elena Udrea. Bună seara, doamna Udrea. Bună seara, doamna Giudin. Mulțumesc că ați intrat în dialog cu noi. Doamna Udrea, am dat pe post mai devreme declarația pe care o face domnul Dumitru Iliescu în legătură cu marile afaceri care s-au făcut în România și cu faptul că șefii din SRI încasau comisioane. Acum o spune domnul, ați spus și dumneavoastră lucruri interesante în legătură cu afacerile acestor domni, dar acum domnul Dumitru Iliescu a zis-o așa, în comisia asta de anchetă, fără niciun fel de problemă. Da, ne-au trebuit, uitați, 2 ani, sunt 2 ani de când și-o am spus că miza implicării unor oameni din servicii în frunte cu domnul Coldea, în politică, în, la vârful societății, în ceea ce înseamnă eliminarea sau reducerea tăcerea a unor oameni lideri de opinie din presă, este una economică. Am spus de atunci că oamenii aceștia erau implicați în afaceri, luau comisioane de la oameni de afaceri pe care sau pe care se lăsau frecventați și am dat și exemple cu fostul meu soț, care în mod cert, sigur, el nu a putut să recunoască pentru că l-au întrebat în timp ce l-au și arestat. Și nu a recunoscut lucrul acesta, însă evident că fiind căsătorit, am știut exact ce s-a întâmplat. Deci a fost unul dintre cei care au dus bani cu capilor Serviciul Român de Informații. Deci este un adevăr, mă bucur că cineva din servicii l-a recunoscut. Pentru mine satisfacția nu este așa mare că au trecut 2 ani, între timp am propopsit cu 1000 de dosare și cu condamnări și toate celelalte. Însă faptul că se spun aceste adevăruri chiar din interiorul sistemului, poate, de data aceasta, va exista și o consecință în planul legal. Astfel rămânem la... am ajuns să banalizăm, să transformăm în bârfă lucruri care oriunde, în orice societate în care există stat de drept, ar declanșa adevărate revoluții. Asta am întrebat și eu. De ce nu se face o anchetă? Ce mai ales anchetă? Că avem, uite, ce probe. Domnul Ferenchi, uitați probă. Uitați o declarație concretă în legătură cu doamna banii Udrea, care s-au vehiculat. Ați auzit de barca asta de 1 milion de euro a domnului Maior din Delta? Nu, asta nu știu. Nu am auzit subiectul. Vorbind despre afaceri,
pe care cei din vârf, de la vârful SRI le acopereau, le susțineau, interpuși pe care îi aveau în firmă de construcții, pe care și le susțin firme în publicitate, firme în tranzacțiile cu cereale. Da, erau niște lucruri care se cunoșteau. Am vorbit despre unele dintre aceste implicări ale liderilor, șefilor de, sau unora din SRI, chiar de pe vremea când încă se exista, Traian Băsescu era la Cotroceni. Consecința a fost aceea că am devenit o persoană non grata pentru ei. Nu știu despre ce ați spus noastră, subiectul concret nu-l cunosc, însă este o realitate. Oamenii sunt băgați în afaceri până peste cap. Miza este și economică. Nu vrei, care ar fi scopul pentru care au eliminat și elimină lideri politici, oameni de afaceri care sunt incomozi pentru a li se lua locul de către cei favorizați de ei, lideri din presă, care ar fi miza? De dragul cui? De dragul banilor. Miza este una economică. Deci înseamnă că domnul Maior și domnul Colda... Deci înseamnă că domnul Maior și domnul Colda sunt niște oameni foarte, foarte bogați. Unde au dus banii, doamna Udrea? Eu vreau să spun un singur lucru. Când mă întâlneam cu domnul Colda, eram îmbrăcat în Louis Vuitton. Dacă vă spune ceva lucru acesta, că tot vorbim de pantofi și genți. Păi nu știu, spuneți-vă noastră, doamnă, cât costa, că eu știu că avea salariul 100 și ceva de milioane, domnul Colda. Păi, probabil că din acest salariu își lua. Cert este că dacă pe mine m-au judecat și mă judecă unii pentru pantofii pe care i-am, eu vă spun că domnul Colda, și eram soție domn de afaceri, vă spun că domnul Colda se îmbrăca fix în Louis Vuitton. Și nu este o firmă, un brand ieftin. Știu, tocmai de-aia, dar nu știu exact cum face. Face deci vorbim mii. De sute de euro, mii de euro mii. Care se, se cheltuiau pe haine și presupun că asta era ce se vedea. Vacanțele pe care și le făceau și acum constatăm că erau plătite de oameni de afaceri. Avem dovada țară, plătite de Sebastian Ghită, spre exemplu, da? Deci sunt lucruri, nu știu, eu vă întreb așa, dacă un om politic care a avut o funcție publică, despre el s-ar fi demonstrat cu probe, că a plecat într-o vacanță plătită de un om de afaceri care derula afaceri la instituția pe care om politică patrona înfunda pușcăria? Probabil, da. Mai mult ca sigur. Domnul Colda nu s-a întâmplat absolut nimic. Păi cu domnul Colda, apropo de domnul Colda, doamna Udrea, vorbim de aceste comisioane care se dau de către firme. Păi, prietenul nostru, Sebastian Ghiță, bănuiesc că nu le-a primit de ochi frumoși, nu? Nu. Ce-am mai spus de domnul Ghiță, că n-am înțeles ce-a spus la final. Adică domnul Ghiță e printre puținii care n-a dat comisioane, n-a dat bani la băieții ăștia? Ba nu, asta și spus. Păi a plătit vacanța în Seychelles. Ne-a dat nouă niște facturi de vacanțe. Ele cu Seychelles, da. Presupun că a dat mult mai mult decât atât. Ați auzit? Dar asta trebuie să ne spună dânsul. Eu vă spun de lucruri concrete și de implicări concrete. Iar una din tehnicile folosite era aceea a manipulării. Dădeau, furnizau informații și cred că se mai întâmplă așa, dar azi este mult mai simplu, azi direct îi arestează. Furnizau informații în direcția cu care manipulau pe cei care puteau să intervină. De exemplu, dacă aveau de scos de pe piață un trader de cereale, să zicem, furnizau informația că nu-și plătește TVA-ul sau că este, lucrează ilegal cu cei din portul Constanța. Da? Se deschideau un dosar tras, erau arestați și se închideau afacerile pentru a li se lua locul de cei favorizați de această mafie. Știți ceva concret? Că e a doua oară în seara asta când povestiți de comerțul cu cereale. Bănuiesc că știți ceva. Da, știu ceva concret de ce am spus, am dat acest exemplu, dar știu multe alte lucruri. Să dau alt exemplu. Și aici sunt oameni care au participat la discuție și pot confirma și mă refer la fostul colonel SRI Dragomir, care a participat la o discuție între domnul Colda și a spus-o public, eu am luat-o de la el, dar cunosc subiectul de atunci, între domnul Colda și cel care este la oficiul concurenței, în care i-a cerut adjunctului acestuia, îmi pare rău că nu am de cum îl cheam acum, să facă un control asupra tuturor firmelor de publicitate din piață și să le sancționeze ca fiind, nu știu, făcuseră o înțelegere, să constate că a făcut o înțelegere nelegală, să-i sancționeze în așa fel încât firma pe care eu favorizau, și aici vorbesc de celebra firmă de publicitate a doamnei Nicola,
să fie favorizată în piață. Deci este un subiect pe care îl puteți întreba pe domnul Conor Dragomir, a povestit despre el. Am povestit mai devreme de reprenduirea unei mari companii românești de telecomunicații. Da, doamna Udrea, cam ce comisioane? Cam văzut doamna Chiovei și vorba despre comisioane de 20%, cam așa practicau cei pe care i-a prins, să zicem așa. Dar la nivelul ăsta, ce comisioane luau ei? Sumele, cam ca, dacă erau comisioane care se practică și am văzut că se practică în instituțiile publice. Mai degrabă aceste firme sunt firme protejate, nu știu, vorbim de Sipeco, spre exemplu. Nu? Înțeleg că este și, presupun, e un mare scandal cum Sipeco câștiga toate licitațiile, sigur, braț la braț cu firma lui Sebastian Ghiță, toate licitațiile de IT și inclusiv de la SRI, de toate instituțiile acestea de forță. Nu știu dacă neapărat se putea vorbi de un comision de 10-20%, cât mai degrabă erau firme care erau protejate, susținute, li se elimina concurența sau era, concurența era îndepărtată atunci când se licita un contract și probabil sumele se împărțau. Nu știu dacă neapărat vorbim de comision, ci de firme care aproape pot fi considerate ca aparținând acestora, interfața acestora. Tot domnul Iliescu vorbește despre această rețea. Odată aveau oamenii în ANAF care controlau firmele, exact ce vorbeam mai devreme, aveau rețea în justiție, procurori, judecători și pănuiesc că era o verigă și doamna Chioveși, nu? Pe lanțul ăsta. Că ea, ei făceau interceptările, le trimiteau la DNA, de acolo trimiteau la... Acum vedem cât de bine funcționa acest sistem. Eu am remarcat asta în ceea ce privește clasa politicienii incomozi care au fost executați și oameni de afaceri, și anume că se furnizau niște informații de la SRI, mai nici când puteai, nu ți-au puse la dispoziție informații, se putea spune orice despre tine fără ca tu să te poți apăra, în baza acelei informații se făcea un dosar penal, în baza dosarului penal era arestat, în orice caz, scos firma închisă, avem atâtea exemple de firme mari, unde proprietarii au fost arestați, iar firmele cu mii de oameni au fost închise. Acum vorbești de firme din transportul, din transportul feroviar, spre exemplu, unde și aici a intrat în forță și au fost căsăpiți mulți dintre, multe dintre firmele care dețineau cotă mare pe piața de transport feroviar. Așa, după care dosarul ajungea în instanță, oamenii primeau condamnări sau ce se mai regea de ei. Pe parcurs, firmele se închideau și în felul ăsta toată lumea era mulțumită. Deci asta am văzut ulterior. Acum putem să constatăm că procesul acesta și modul acesta de a interveni în economie, în piață, nu numai în spectru politic, a existat de câțiva ani și probabil că așa ce vedem că s-a întâmplat, că se întâmplă astăzi, probabil că așa se întâmpla și atunci cu furnizarea de informații, dosare penale și apoi execuție în instanță, pentru că este clar, să nu aibă nimeni nicio îndoială. Sunt judecători care sunt partea acestui lanț. Primesc dosarele cu sentințele deja scrise înainte să se termine procesul. Da, credeți că le poate cineva lua urma tuturor acestor afaceri pe care le-au făcut capii serviciilor? Da, da, sigur da. Categoric da. Nu este mare lucru. Sunt, se știu, dacă știu eu, presupun că știu mulți alții. Se știu firme care lucrează, care au lucrat pentru ei, nu știu, a cercetat cineva firmele din domeniul medical despre care se spune că sunt susținute de domnul Coldea. Era un vâr. Nu, nimeni nu se uită acolo. Nu era un vâr pe acolo, la Cluj. Exact, de s-a uitat cineva acolo, nu s-a uitat nimeni în zona aceea. Eu cred că nu e mare lucru, important este să se vrea. Problema este cine. Justiția este, fie dacă ar vrea să fie parte din judecători și procurori, dacă ar vrea să fie corect, este frică, iar ceilalți sunt aserviți. Deci cine să le ia urma? Dar evident, păi simplu, doamna, nu ne poate că nu o să cadă ăștia. Mi-aduc aminte că vărul acesta din Cluj, la un moment dat a vândut sau nu știu ce, unui offshore chiar din Seychelles. Exact. Și ce, am mai auzit ceva de chestia asta? Nu. Evident. Ei, imaginați-vă că aceste informații s-ar fi aflat despre un cetățean, da, care, nu știu, călca pe bec, încălca legea, cam ce credeți că îi se întâmpla. Sau despre unul care era în vizorul sistemului, îl executau pe loc. E, despre asta s-a vorbit probabil atunci, în ziua aceea, și n-am mai aflat nimic după.
Are mulți veri, domnul Coldea, unul la Cluj cu ăstea din sănătate, unul pe... Concluzia pe care putem trage referitor la acest subiect este că miza e politică. Controlul, dorința de a prelua controlul asupra țării, mă refer la controlul asupra clasei politice. Pentru că tot ce se întâmplă acum, de la numirea guvernului, la pus oameni în funcție și mai departe, este controlat de sistem, până și bătălia asta dintre Dragnea și Grindan. Deci, de la controlul clasei politice, la controlul presei, la controlul asupra oamenilor de afaceri, mediului de afaceri, societate civilă. Miza este miza economică. Nimeni nu se luptă de dragul de a se lupta. Dar, doamna, deci este o pătărie pentru bani. Domnul Coldea și cu Maior, teoretic, au plecat de acolo. Să înțeleg că le-au rămas... Păi, teoretic, domnul Maior n-a plecat deloc. Este la ambasador în Statele Unite. Deci, dânsul nu a plecat. Mai puțin. Mă rog, pentru domnul Maior, eu am o teoria mea. Cum că mai degrabă dânsul acolo a fost... folosit decât să fie main player, deci n-a fost neapărat cel dirijorul. Asta e teoria mea. Dar știa, bănuiesc, știa, poate nu a fost implicat, dar... Nu, cine a fost dirijorul, doamna Udrea? Coldea. Punctul meu. Și gândiți-vă că în ianuarie 2015, când eu am spus prima dată Florian Coldea, aproape că nu se știa cine e. Când eu am spus că în spatele tuturor lucrurilor care se întâmplă în România în momentul acela, se află un om. Florian Coldea. L-ați făcut cerebrul. Da, dar... mie n-a folosit foarte mult. Da. Dar să sperăm că nici dânsului. Da, doamna Udrea, toată lumea vă, sau mă rog, binevoitorii așa cu ghilimele, vă acuzau pe dumneavoastră că sunteți bogată, că vă îmbrăcați, că nu știu ce. Da. Cât de bogați apreciați dumneavoastră că sunt băieții ăștia? Adică au la nivelul sutelor de milioane de euro? Este greu să fac aprecierea asta pentru că m-am înșelat de foarte multe ori, pornind așa de la bârfe, de la ce se spune. Însă categoric sunt niște oameni bogați. Adică dacă eu sunt bogată că am niște pantofi și niște genți, nu, atunci dânsii ce să spun, sunt de 1000 de ori mai bogați decât mine. Da. Deci nu, sunt niște oameni bogați, hai să ne uităm în ce case stau. Da? Eu stau cu chirie, adevărat, nu plătesc o chirie mică, dar totuși stau cu chirie. Hai să ne uităm în ce case locuiesc oamenii aceștia, cam ce averi, cam ce vacanțe își fac, cam ce averi dețin și o să constatăm că statul pe funcție și crearea unui sistem cu care au reușit să domine societatea în ansamblu ei, le-a folosit, până acum le-a folosit foarte bine. Și dacă până la urmă pleci, chiar și așa, fără să vrei, dar pleci din funcție și toate astea, nu plătești absolut nimic, de întreabă nimeni nimic și rămâi și cu toate acestea, poți să spui că ai făcut o treabă bună. Da, da, ei locuiesc în case de serviciu, în declarațiile de avere... Și aia e complicat, că nimeni n-a lămurit până astăzi, ale cui sunt cele, mă rog, casele celor patru generali serici. Eu cred că domnul acesta care a fost director la PSS și care, cu părere de rău, da, mă pare rău pentru el, a fost condamnat cu executare. Dacă el ar vorbi despre casele acestor oameni, am aflat multe. Domnul Surdu, Georgian Surdu. Prietenul bun al domnului Coldea. Exact, da. Mă rog, dânsul a mizat pe faptul că, și fără probe în dosar, înțeleg că totuși nu va fi condamnat cu executare. Uite, a fost condamnat, poate acum va spune tot ce știe despre casele acestor oameni. Deci au luat case din patrimoniul RAPPS, cum prin interpuși? Deci, eu cred că despre acest subiect trebuie o anchetă jurnalistică, pentru că aici sunt niște lucruri foarte interesante. Foarte interesante. Dar, sigur, oamenii nu țin neapărat lucrurile pe numele lor. Adică sunt lucruri care trebuie cercetate și eu cred că o anchetă jurnalistică, nu de altă natură, poate scoate la iveală lucruri foarte interesante despre ce avere au acumulat acești oameni. Dar doamna Udrea, doamna Chioveși, lua și ea partea sau că se laudă că e săracă? Nu să vă spun despre doamna Chioveși, și subiectul acesta. Era parte, clar, partea sistemului. Acum, nu știu, eu vă spun lucrurile pe care le cunosc. Nu aș specula. Din partea sistemului, cred că niște avantaje este posibil să
să fi avut și deja. Dar nu asta e. Aici mai degrabă m-aș întreba ce se întâmplă cu ancheta despre fratele dânsii de la Transgaz, despre, cu anchetele despre în care este implicat iubitul doamnei Chioveși și care sunt acoperite. Deci, astea cred că sunt. Dar când vorbim despre familia doamnei Chioveși, iarăși se face liniște, toată lumea tremură de frică, nimeni n-are curaj să spună nimic. Despre tatăl doamnei Chioveși, care a fost implicat în, într-un caz celebru anchetat de parchet. Deci, cred că și aici, dacă vrem să aflăm lucruri despre dacă a fost sau a beneficiat doamna Chioveși, a avut avantaje economice în urma faptului că e parte a acestui sistem, dacă cineva vrea să cerceteze, poate să află. Dar de știut știa, bănuiesc, ce afaceri fac parteneriei din SRI? Ce comisioane presupun iau că, și ce... Presupun că da. Eu am rămas surprinsă, am crezut că știu multe. Dar am rămas surprinsă să aflu că doamna Chioveși se întâlnea cu Sebastian Ghiță toată ziua, se întâlnea cu Victor Ponta, că se întâlnea cu socrul domnului Ponta, cu domnul Sârbu, că avea relațiile acestea pe zona PSD, că mergea la petrecerile private ale PSD-și, petrecerile private ale PSD-știlor și... Deci eu am crezut că dânsa, mă rog, era în zona aceasta a instituțiilor oficiale și... Voia să le cunoască slăbiciunile, doamna Udrea. Poftim? Voia să le cunoască slăbiciunile, probabil. Da, probabil, da. La ce i-a folosit? Că le-a dobândit și dânsa în același. Deci sunt niște lucruri pe care... știți, auzeam, vedeam, nu știu, a fost o secvență, cineva spunea că, de fapt, e o gașcă acum, referindu-se la oamenii din jurul fostului președinte, cei care acum avem dosare și suntem țintele acestor oameni, sistemului doamnei Chioveși și domnului Coleș și mai departe, ca fiind o gașcă care, de care se apropie pușcăria și uite cum... spunem niște lucruri din acest motiv. Unu, eu lucrul ăsta le spun din 2015, înainte să fiu acuzat, acuzați au venit după ce n-am spus prima dată. Și doi, doamnă, dacă vorbim de găști, gașcă este cea de care fac ei parte. Și atât de frumos și-au construit-o și atât de puternici au devenit în această gașcă, încât au executat pe cei care știau lucruri despre ei, cu care au făcut niște lucruri de-a lungul timpului, și pe care i-au eliminat, simplu, este oriunde, în orice manual găsiți lucrul acesta. Momentul în care vrei să elimini din trecutul tău niște lucruri care te-ar putea, ți-ar putea dăuna, îi elimini pe cei care le cunosc. Sau îi aduci în starea de a-i decredibiliza. Mai vorbește, mai spune ceva, Udrea, păi îi spui, stai, dar tu care ai condamnare, normal că tu spui niște prostii. Da? Asta este o tactică... Doamna Udrea, scuzați-mă, astea sunt practicile unei mafii care se respectă. Da, păi asta așa este, o mafie care se respectă. Respectă așa. Dar eu vă spun, eu sunt de... convingerea mea este că dacă... și nu e istoria atât de departe cât să nu ne amintim, să nu am trăit-o, da? Doar dacă a picat Ceaușescu, nu e așa greu să pice și ei. Eu aș fi foarte atentă în locul celor care execută aceste ordine, pentru că nu e departe momentul când vor răspunde pentru ce se întâmplă. Ar fi foarte bine dacă ar răspunde, dar nu știu dacă se va găsi în țara asta cineva atât de curajos încât să facă o anchetă în cazul ăsta, pentru că mie îți pare atentat la siguranța națională, iertați-mă, la cât bănea să pună. E vorba de malaxorul istoriei. La un moment dat toate lucrurile astea ies la iveală. Se mai schimbă oameni, se produc fisuri, deci asta ies natural. Da? Curajos sunt cei care ies ca Don Juanii și se pun împotriva sistemului. Dar sistemul la un moment dat se duce. Da? Deci doamna Udrea a spus acum doi ani niște lucruri. Când le spunea, probabil că a șocat pe multă lume. Da? Ei, acum se pare că ce spunea acum doi ani de zile nu mai sunt niște lucruri atât de ciudate. A venit astăzi Iliescu, Dumitru Iliescu, ne-a spus niște lucruri. S-ar putea ca peste 2 ani de zile să zicem, domne, cum am reacționat când ne-a spus Mitică Iliescu lucrurile astea? Dar uite, când 2 ani de zile lucrurile s-au devoalat. Nu, deci, da, trebuie să reacționeze cine are această obligație să vegheze la bunăstarea acestui stat, nu? Nu se poate. Nu. Deci, doamna Ciurlin, nu poți verifica fiecare informație apărut în spațiu public, nu poți verifica orice. Ceea ce spune doamna Udrea, ceea ce spune domnul Iliescu, sunt lucruri foarte grave. La un moment dat ele se vor devoala. Își face treaba societatea civilă, presa, parchetele, cine își face treaba? La un moment dat se devoalează. Știți ce cred eu? Ei se bazează pe niște oameni care execută ordine din lașitate,
din dorința de a avea sprijin pentru a accede în carieră, din oportunism. Ăștia sunt oamenii cei mai periculoși. Aceștia se vor întoarce primii împotriva lor. Ei îi vor judeca. Deci este suficient. Știți cum e exact atunci când, nu știu, simte fiara mirosul de sânge. Se vor întoarce împotriva lui. De mâna acestora vor fi executați. De cei pe care astăzi îi folosesc pentru a-și înlătura și a-și pune la zid pe cei pe care îi consideră adversari. Da, tot Dumitru Iliescu spune, a spus astăzi, că alegerile din 2009, da, au fost fraudate de șefii serviciilor pentru a-și conserva pozițiile. Deci, ca să fie sigur că o să rămână pe funcții și să le meargă în continuare afacerile. Sunteți de acord cu domnul Iliescu că da, au fost fraudate? Nu am nicio îndoială că ați făcut tot ce stătea în putere ca să se mențină pe funcții și șansa să se mențină era aceea ca să câștige Traian Băsescu, însă nu trebuie să spună și cum au fost fraudate. Eu am fost acolo, trebuie să spună cum s-a întâmplat, unde s-au fraudat alegerile, pentru că am stat la numărătoare, adică dacă mie îmi spune cineva unde s-au fraudat, vă spun sigur cum s-au fraudat în 2014, dar în 2009 trebuie să spună unde, când s-a întâmplat asta, la secție de votare, la soft, adică mi-e greu să cred pentru că am fost acolo. Dacă vine cineva și cu probe, eu pot să accept lucrul ăsta, că au intervenit, că și-au dorit foarte mult, sunt convinsă, că au stat în noaptea aia până dimineața tremurând de frică că o să câștige Joana și își vor pierde funcțiile. 100% așa a fost și știu chiar de atunci, din perioada de după, imediat. Dar că ar fi făcut ceva referitor la alegeri, poate după ziua alegerilor au intervenit cumva, dar că au făcut ceva referitor la alegeri și la voturi, nu cred, nu îmi dau seama unde ar fi putut să întâmple lucrurile acestea. Doamna Udrea, am și eu o întrebare. Păi în contextul în care existau aceste informații din 2009, de ce au mai fost menținuți oamenii ăștia? Pentru că oamenii ăștia au fost totuși un pic sub președintelui, da? Chiar de mai multe ori, da? Deci există... N-au fost din 2009 informațiile. Faptul că eu am știut, spre exemplu, imediat atunci că ei s-au întâlnit, dar nu mi s-a părut nimic. Ei se întâlneau mereu. Adică nu era o noutate că s-au întâlnit la Gabi Oprea acasă și că ei se întâlneau. Erau un grup. Deci, eu cred că nu cred, în mod cert, indiciile că ei fac ceva, eu personal l-am avut undeva la sfârșitul 2013, începutul 2014. Dar cine era mie o să mă creadă pe mine, lumea, că ceva se întâmpla, pregăteau, puneau ceva la cale referitor la ce urma, adică se apropia sfârșitul mandatului Traian Băsescu, acesta nu mai putea candida, pentru că nu-i permite Constituția, și atunci era miroseam că pregătesc ceva, pregătesc un plan prin care să-și perpetueze puterea. Deci asta s-a întâmplat târziu, prea târziu ca să mai poată fi schimbat. Păi, din ce spuneți dumneavoastră, doamna Udrea, eu înțeleg că ăștia au lucrat, bine mersi, mulți ani de zile ca o bandă de... Poți, de tâlhari. Tu ai spus-o, așa. Și dumneavoastră v-ați dat seama așa oarecum la un moment dat, domnul Băsescu nu și-a dat seama deloc, de fapt? Păi, și... știți cum era? Pe președinte, președintele era informat oficial. Știu, și veneau la el, putea să aibă informație acasă de la soție, de la colegii, de la partid, de la cei care mai veneau în vizită la dânsul, dar ce informații putea să aibă? Mă rog, puține și puțin credibile. Cei care trebuiau să-l informeze erau chiar cei care îi oferau informații false și informații manipulatoare. Adică el trebuia să fie informat despre ce pregătește Coldea, fix de Coldea, să zicem, nu? Și atunci este greu să... adică mă uit la cei care pregătesc, dar noi nu știați. Păi cine să-i spună? Dacă ei, măcar cei care Maior, care lucrurile... era mai... ziceți că... Maior. Era ocupat. Timpul zilei era ocupat. Nu mai fi transmis niște semnale. Deci eu, teoria mea cu domnul... că domnul Maior nu a fost nici într-un caz capul acestui generator, acestui plan și cap acestui sistem, se bazează pe lucruri pe care le-am trăit, le-am discutat cu domnul Maior și eu nu zic că nu știa, dar nu, teoria mea este că n-a crezut multe și vă dau un argument. Cel care a rămas în funcție a fost Coldea, nu Maior. Maior a fost dat afară, nu? Totuși. Între a fi șeful SRI și a plecat la Washington, eu cred că domnul Maior prefera să rămână șeful SRI. Și cu toate astea a fost
scos, sigur, elegant, nu l-a luat nimeni cu cătușe, dar scos și trimis la Washington. În timp ce domnul Colde a rămas în instituție, în fruntea sistemului. De ce deci face domnul Colde astăzi, doamna Udrea? Că asta trebuie să asta știți, nu știu. Nu știți? Că asta am văzut că e prieten cu prietenul domnului Pop de aici, de la masă. Cu șeful nu știu. Pop. Cu cine? Domnul Dragnea. Asta se aude. Sunt tot de speculații, vedeți, eu n-aș vrea să speculez. Eu ce vă spun sunt lucruri pe care le-am perceput, le-am perceput așa și este părerea mea sinceră că așa stau lucrurile. Nu știu dacă domnul Dragnea este cu domnul Col, dar e clar bătălia asta între Dragnea și bătălia. Conflictul între Dragnea și Grindeanu este un conflict care are ca miză cine sugărește mai mult sistemul sau... Da. Mulțumesc foarte mult, doamna Udrea, pentru intervenție. Trebuie să luăm publicitate și apoi o să mai vedeți un fragment din declarațiile pe care le-a făcut Dumitru Iliescu astăzi la comisia aceasta de anchetă alegerilor din 2009. Explică, de fapt, cum au fost fraudate alegerile de șefii din servicii. Pauză și ne întoarcem.